Discuții, mai ales că antreprenorii viitorului se bazează foarte clar pe digitalizare. Așa că cei din domeniul Horeca se pot baza acum pe o nouă soluție dezvoltată de Taz by Emag, despre care o să ne spună mai multe, Răzvan Accente, Chief Marketing Officer la Taz by Emag. Salutare, Răzvan, și Salut. -ai venit la Antreprenorii Viitorului. Bine te-am găsit. Răzvanul va fi într-o nouă discuție alături de Gabriel Bărligă, redactor șef revista Biz. Bine ai revenit, Gabi, mi-a fost dor de tine pe Bine te-am regăsit. Mulțumesc, Alex. Mulțumesc, Răzvan, pentru prezență. Și eu. Ia spune-ne cum e perioada asta pentru voi, cum sunteți acum, de, înainte de Paști. Uh, da, să știi că asta e întrebarea pe care o auzim foarte des în ultima perioadă. Ce se întâmplă cu aplicațiile post-pandemie, dacă am putea să zicem așa? E interesant că efectul pe care îl vedem acum, în primele luni ale anului, e în concordanță, să zic, cu așteptările noastre. Și asta înseamnă că lună de lună creștem cu 10-15%. Explicația din spate cred că e legată de faptul că oamenii s-au obișnuit cu serviciile de genul ăsta. Adică dacă la început era vorba de o necesitate, că efectiv nu prea aveai cum să ai acces la diverse lucruri în, stare, în starea de urgență și așa mai departe. Oamenii și-au dat seama că stai că pot și mai simplu, stai că nu trebuie să mai alerg prin oraș, stai că nu trebuie să mai carbacsurile de apă și așa mai departe, și a devenit practic un serviciu cu care ei s-au obișnuit și în care văd plus valoare. De aici și reacția post-pandemie, în care vedem în lunile martie, februarie, ianuarie creșteri de 10-15% lună de lună. Deci, cam asta. E. Deci s-a făcut o schimbare de mindset, ca să zic așa. Cred că asta e, da. Și în același timp vorbeam și între noi la Taz. Comoditatea nu cred că dispare odată cu diverse perioade. Oamenii investesc timpul din ce în ce mai mult în lucruri cu mult mai mare plus valoare decât statul în trafic, alergatul prin magazine sau alte lucruri de genul ăsta. În același timp, industria a creat o meserie nouă. Care nu exista acum 2 ani de zile, meseria de livrator sau rider. Și e interesant că noi, la nivel lunar, avem undeva la 10.000 de livratori unici în toată țara, care câștigă în medie undeva la 25-26 de lei pe oră. Acum depinde de fiecare cât timp își alocă jobului respectiv. Iar un mare avantaj pentru jobul ăsta e că programul e foarte flexibil, adică oamenii își pot alege singuri când vor să lucreze, cât timp, și așa mai departe. De, am vorbit, ca să zic așa, de impactul asupra utilizatorilor, asupra livratorilor. Acum să vorbim un pic de impactul vostru în zona de Horeca. Știu că ați lansat uh, recent uh, Taz Republic ca să-i ajutați pe cei din Horeca. Spune-ne un pic cum funcționează și despre da. ce este vorba. Uh, aș lua o poate puțin mai din urmă legată uh, de uh, colaborarea noastră cu Horeca și cu restaurantele. Am avut cazuri la începutul pandemiei, mi-aduc aminte, în care împreună cu ei am decis ca o parte din angajații lor, tocmai ca să-și continue viața normală, să zic așa, i-am uh, transferat din chelneri în restaurant, în livrator pe taz. Și așa, practic, am putut să avem o continuitate. Pe parcursul timpului ne-am tot pus întrebarea asta, pentru că în spate noi suntem un marketplace, cum putem să, ajustăm, să ajutăm ecosistemul uh, din marketplace. Uh, asta odată și în al doilea rând ne-am uitat la clienți. Și ne-am dat seama că există un potențial în piață prin care un restaurant se dezvolte mult mai repede la nivel național decât prin ruta clasică, să zic, în care își caută chirie, își angajează oameni uh, acolo, își trebuie să-și organizeze spațiu, și așa mai departe. Așa la naștere Taz Republic. Uh, Taz Republic e un program care aduce cele mai bune restaurante din țară, din orașele lor mamă, dacă aș putea să zic, în toată România. Avem niște exemple aici. Uh, Dei Frati, de exemplu, e un restaurant foarte apreciat din Brașov, uh, pe bucătărie italienească. Uh, și de curând l-am lansat în Cluj și în Timișoara și să urmeze în luna mai și în București. Uh, tot ecosistemul din spate, din nou, are la bază uh, review-urile clienților. E primul criteriu pe care îl luăm în calcul. Adică ne uităm în orașul uh, de bază al restaurantului, ce ratinguri și ce spun oamenii despre preparatele lor, cât de gustoase sunt, cât de repede se prepară, uh, cum sunt ambalajele și așa mai departe. Adică pe tot lanțul de distribuție. Uh, după care analizăm orașele uh, în care putem duce aceste restaurante dacă au potențial de creștere. Există în orașele respective aria restaurantului acoperită foarte bine? Sunt niște lucruri pe care restaurantul le poate aduce în plus pentru client? Dacă răspunsurile astea sunt ambele pozitive, restaurantul ajunge practic prin aplicație în toate orașele din România. Și cum ajunge în alte orașe? Adică, explică-ne uh, un pic. Da. Că presupun că nu se duce livratorul, ia trenul și ia mâncarea și durează 5 ore până ajunge cu mâncarea. Nu, 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 niciun caz că îți dai seama cum ar ajunge mâncarea în 5 ore, adică... Uh, procesul din spate e următorul. Ne, uit ne uităm în orașul în care ducem acel restaurant la parteneri care pot opera rețetele restaurantului de bază. Restaurantul de bază vine practic cu uh, o detaliere foarte clară a ingredientelor, modului de preparare, uh, dispozitivele de care are nevoie un operator să opereze acele rețete, după care noi ne uităm în piață și ne dăm seama cine poate acoperi dintre partenerii actuali care nu sunt încărcați 100%, a căror bucătărie nu e eficientizată la maxim, asta pe de o parte, sau uh, care sunt acele dar kitchen care pot prelua uh, comenzile și mă rog, preparatele respective. Uh, după care facem diverse teste, e o perioadă de uh, aproximativ 3-4 săptămâni în care se tot rulează diverse teste, testăm Arii de livrare, astfel încât mâncarea să ajungă caldă și uh, bună la client. După care începem lansarea brandului respectiv în orașul nou, sub umbrela taz Republic. Uh, de aici și numele de uh, Republic. Uh, încercăm să, să ajutăm restaurantele să fie practic sub o umbrelă mai mare în care se pot dezvolta super rapid. Și ce branduri ați lansat până acum? Uh, până acum avem două categorii de branduri avem odată restaurante cu um, non fast food, dacă pot să zic așa. Vorbim aici de Deifrati, Frati, de Noria Khitori, Noria Khitori e un brand uh, de bucătărie asiatică foarte foarte interesant, creat de un fost câștigător la Masterchef, Robert Petrescu. Um, după care avem uh, în momentul de față iar un business făcut de doi antreprenori din Cluj, uh, Empanadas, se numește Empanadas, sunt niște nu știu cum să le zic, niște colțunași cu, cu diverse tipologii de carne înăuntru. Ele sunt mai degrabă um, niște produse pentru degustare, și în același timp um, am lansat în Timișoara și Cluj un brand de bucătărie grecească, ghiroserie, sigur ați auzit de el. Um, și cum să nu, brandul pe care l-am făcut împreună cu Antold. Acest antolt Magic Burger, dezvoltat împreună cu ei încă de anul trecut. Deci, deocamdată, asta sunt, să zicem, partenerii restaurantele cu care. Și cum alegeți, cum selectați brandurile pe care să le aduceți în programul ăsta? Ne uităm la două lucruri importante. Odată dată feedback-ul clienților din orașul mamă, adică e un produs apreciat care are potențial, și doi, modul de preparare al produselor. Cât ce presupune dezvoltarea acelui restaurant într-un alt oraș, din punct de vedere oameni, dispozitive, ambalaje și așa mai departe. Deci uh, sunt două criterii mari: ratingul și aprecierea clienților și modelul de să zic implementare al restaurantului. Și restaurantele ce avantaje au, pe lângă faptul că se extind și în alt oraș? E un fel de cap de pod pentru ei, pentru a se extinde mai departe? Uh, cred că cel mai important avantaj e dezvoltarea rapidă. Uh, și faptul că găsesc în taz un partener care le pune la dispoziție cam toate lucrurile, uh, de la uh, potențial partener care pot opera rețetele respective într-un alt oraș, la partea de expunere către un număr foarte mare de utilizatori zilnici. Până la partea de comunicare și promovare al brandului respectiv. Pe lângă asta, e și, mă rog, colaborarea dintre Taz și restaurantul respectiv, care se dezvoltă și în alte orașe, presupune și o sinergie de mai multe lucruri, o investiție în comunicare, o investiție în tot ce ține de partea de implementare, deci sunt niște sinergii. În schimb, a zice că, practic, față de un model standard de dezvoltare a unui restaurant în diverse locații, rapiditatea și economia de cost uh, sunt principalele două argumente, plus scalabilitatea foarte, foarte rapidă. Adică ajungi ca, uh, de exemplu, cum povesteam de Deifrati mai devreme, brandul din Brașov, sunt uh, oameni care, odată ce merg la munte, să zicem, și descoperă restaurantul, rămân cu gustul respectiv în schimb ei se întorc acasă în orașele lor și nu mai pot avea acces la restaurantul respectiv. În felul ăsta, acel antreprenor al restaurantului pierde potențial de vânzare. Odată ce el e disponibil în aplicație în mai multe orașe, practic dezvoltă mai mult și capitalizează mai mult pe calitatea pe care o creează în cadrul restaurantului. Și dacă tot am ajuns la această zonă, practic Horeca a descoperit mult mai puternic în ultima perioadă nevoia de digitalizare și voi ajutați în zona asta. De ce e important să înțeleagă restaurantele și afacerile din zona asta că digitalizarea îi ajută, nu îi încurcă sau nu este o chestie în plus? Și cum faceți voi asta? Cum îi lămuriți? Da, e o întrebare foarte bună. Cred că totul pleacă de la comportamentul clientului, care, într-un final, dictează și traseul business-urilor. Um, clienții uh, s-au mutat foarte mult în online, asta nu mai e nicio veste, veste nouă, um, și de aici, practic, uh, dacă e să ne gândim la vadul clasic al unui restaurant, o locație are un vad limitat în area respectivă. În schimb, uh, vadul pe care îl poate avea un restaurant, să zicem, într-o aplicație de delivery, e nelimitat, uh, ținând cont de mă rog, aria pe care livrează și, să zicem, distanța pe care livratorul o poate parcurge cu mâncarea astfel încât să ajungă în condiții bune. Deci ăsta e marele plus. În schimb, ce am mai observat în ultimii doi ani, s-au dezvoltat business-uri doar pe online, adică restaurante și dark kitchen doar în online. Avem niște exemple foarte interesante la Cluj. Doi dintre partenerii noștri care și-au dezvoltat un sistem foarte foarte uh, elaborat de preluare comenzi, distribuție a locații în care creează produsele respective un flow de livrare și așa mai departe. Adică sunt modele noi de horeca, dacă aș putea să zic, și avem și exemple care uh, sunt în ambele perspective, sunt restaurante care uh, operează pe un PNL diferit și un centru de cost restaurantul fizic și se uită la restaurantul din aplicație, în care au și o sortimentație un pic diferită, cu alt ochi cu alt ochi financiar, să zicem, pentru că sunt diferite um, costuri, sunt diferite modele și așa mai departe. Adică, și cam asta e și discuția pe care o avem noi, în general, cu ownerii de restaurante și cu uh, cei care le administrează. Trebuie să le privim ca niște centre diferite de cost și de profit. Pentru că sunt, mult, uh, sunt multe diferențe între o locație fizică și o locație, între ghilimele, care e disponibilă doar online. Și acum revenind la voi, uh, voi activați pe o piață extrem de, s-a aglomerat foarte puternic, este extrem de competitivă. Cum faceți diferențierea, inclusiv prin aceste programe, cum este Taz Republic, și cum uh, vedeți viitorul în zona de delivery? Da, e o piață competitivă și asta ne place. Ne stârnește foarte mult și de asta am și ales să intrăm în piața asta. Diferența o facem prin două elemente importante. Odată, aplicația și încercăm ca în aplicație să aducem feature-uri și opțiuni pentru clienți pe care nu le pot găsi în alte părți. Aici aș putea să vă detaliez un pic partea de comandă de grup. E singura aplicație în care oamenii de la birou sau în momentul în care se strâng prietenii acasă. Modalitatea de comandă e mult simplificată, nu trebuie să mai alegi cu telefonul de la fiecare în parte și, sau să-ți notezi pe o foaie sau într-un chip, Notes ce vrea fiecare, după care să suni sau ceva de genul ăsta. Comanda de grup practic simplifică foarte mult comenzile între oamenii de la birou și oamenii de acasă. E un proces foarte simplu în care cineva inițiază comanda, șeruiește linkul respectiv cu toți ceilalți prin WhatsApp, fiecare și adaugă în același coș comun produsele și într-un final se, se plasează. Asta odată. Doi, am implementat recent plata cu cardurile de bonuri de masă. Cumva era natural să se întâmple asta. Avem și Eden Red și Sodex acum în aplicație. Și mai lucrăm la diverse alte feature-uri prin care să creăm această diferențiere în piață. Asta pe de-o parte, și pe de altă parte, cred că agilitatea și flexibilitatea ne dau uh, avântul pe care îl vedem în ultimul an. Asta de la faptul că avem echipe locale de IT, uh, întreaga echipă este în, uh, în România, uh, și faptul că echipele noastre de vânzări și de customer support și așa mai departe sunt mult mai flexibile în relațiile cu partenerii. Și aici mă refer și la restaurante. Mă refer și la cum abordăm situațiile cu clienții de fiecare dată când cineva revine către noi și are fie o problemă, fie un feedback pertinent. Uh, și cum vedeți, ai vorbit deja viitorul, când să ne așteptăm la niște livrări cu drona, ceva? Uh, da, viitorul sună bine, vorba reclamei. Uh, cred că viitorul va fi foarte mult despre localizare și. Asta atât din context macroeconomic cât și din comportamentul oamenilor. Uh, pun, uh, în general, clienții pun mult mai mult preț pe uh, businessurile din jurul lor, pe produsele din jurul lor și așa mai departe. Uh, noi, în perioada următoare, o să lansăm o verticală nouă, cea de evenimente, în care o să dăm acces clienților noștri la o gamă mult extinsă de evenimente. Își pot cumpăra bilete în felul ăsta, vom face diferite parteneriate cu restaurante în care se organizează și evenimente, cum ar fi cazul Haro Cafe, dau un exemplu. Uh, și cred că într-un final va fi despre cine înțelege cel mai bine poftele clienților, pentru că uh, cred că cu toții avem la mijlocul zilei întrebarea ce mai mâncăm azi sau ce mai facem în weekend. Uh, cine înțelege cel mai bine nevoile astea ale clienților și poate anticipa și răspunde personalizat la ele, cred că va și câștiga piața. Cam, cam, așa vedem noi lucrurile. Răzvan, îți mulțumesc foarte mult și sper că ai făcut poftă de digitalizare și de extindere și restaurantelor care vor să privească spre viitor și vă așteptăm și altă dată cu vești noi și interesante din zona de delivery. Mulțumesc și eu pentru invitație.